Se anunță noi vești pentru români. Aceștia trebuie să știe că președintele a promulgat o nouă lege care vizează eliminarea violenței și a hărțuirii între colegi la locul de muncă. Mai exact, noua lege se adresează tuturor angajaților, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat. Astfel, angajații, persoanele în perioada de probă, de ucenicie, în practică sau chiar foștii salariați vor fi protejați în caz de violență și hărțuire la locul de muncă. Acest concept acoperă pe lângă abuzul fizic, abuzul verbal, hărțuirea, mobbingul, hărțuirea sexuală, amenințările și urmărirea sau supravegherea. De asemenea, proiectul extinde noțiunea de abuz la serviciu, astfel încât sunt considerate acte de hărțuire și cele care sunt produse în delegații, team building-uri sau orice spații publice sau private care au legătură cu locul de muncă. Scopul principal al acestei legi este de a elimina total violența și hărțuirea în mediul profesional.